Cândva mândria județului, comuna Roata de Jos a ajuns în zilele noastre o comună de nerecunoscut. Tragedia locuitorilor fiind legată de lipsa locurilor de muncă, îndeosebi după ce schela petrolieră Roata s-a închis. Grupul industrial al schelei de petrol Roata era gura de oxigen a comunei, aici lucrând aproximativ 3.000 de muncitori, mulți dintre ei localnici. Schela petrolieră aducea și mulți bani la bugetul comunei, fiind un factor de echilibru economic, care conta foarte mult pentru viitorul locuitorilor. Din 2005 la schela au început disponibilizările și situația s-a înrăutățit. În prezent, grupul industrial fiind o curte aproape părăsită, scoasă la vânzare, în care mai ființează doar un grup de pompieri. Dacă n-a avut nimeni cine să susțină situația schelei de la Roata, ușor-ușor s-a mutat și în Videle, dar mai mult la schela Poieni, în Telorman. Am avut personal muncitor la atelierul de recondiționat material tubular în incinta schelei Roata. La ora actuală, nu mai sunt nici strunguri, nu mai nici atelier mecanic, nici atelier de IC5-uri, de auto și așa mai departe. S-au mutat toate în Telorman. Datorită faptului că nu a avut nimeni cine să susțină comuna Roata de Jos, să avem și noi locurile de muncă cum le aveam. Din anul 2004 și până în prezent, în comuna Roata este primar Marin Ghidănac, aflat acum la finalul celui de-al treilea mandat. Marin Ghidănac fiind susținut pe rând de PNL, apoi de PDL, iar acum de către PSD. Locuitorii comunei sunt nemulțumiți de prezent și privesc cu nostalgie în urmă. Mă numesc Laurențiu Dragne, am terminat facultatea în 2002. După ce am terminat facultatea, primul meu loc de muncă a fost aici, în cadrul Petron Service-ului, care aparținea de, care executa lucrări pentru schela de petrol Roata de Jos. În 2007 am plecat, a trebuit să plec datorită restructurilor, au trebuit să plec în mediul privat. După care, fiind locuitor al comunei Roata, totul, după cum se vede, nu mai există nimic. Tinerii aveau oportunitate, mai ales cei din Roata de Jos, să poată lucra, totul era dezvoltat în zonă. Pentru Roata de Jos a fost foarte prost, toate taxele și impozitele mergeau la primărie, erau înfloritoare. Acum, având în vedere că au plecat, totul au rămas doar pentru cei privați mici. Acum, pentru zona noastră, e destul de greu. Începem să ne orientăm în mediul privat, tinerii de aici, din zonă, au plecat. Acum, viitorul nostru nu mai există. Vom vedea de acum încolo ce vom putea face alături de o altă echipă tânără și să atragem fonduri europene și să încercăm să aducem schela petrol înapoi la Roata, pentru că așa a fost în 64, s-a născut aici și ar fi bine să rămână în continuare tot aici. Povestea schelei petroliere de la Roata de Jos o știu toți locuitorii și în locul ei trebuie pus ceva real, care să redreseze situația comunei. Locuitorii așteaptă cu nerăbdare alegerile din 5 iunie și își doresc un nou primar care să ajute comuna și oamenii locului. O variantă agreată de locuitorii din Roata de Jos este candidatul PNL la primărie, Marin Constantin, care ne-a declarat că a discutat deja cu unii potențiali investitori pentru a-i sprijini să investească în comună, stabilindu-se în spațiul schelei, unde speră să dezvolte afaceri și să creeze locuri de muncă, pentru ca Roata de Jos să fie cel puțin ceea ce era cândva. În prezent, așa arată grupul industrial Roata de Jos, unde oamenii nu mai au locuri de muncă, nu mai găsesc locuri de muncă nici la întreprinzătorii privați și nici la un grup industrial.